Biletul zilei la pariuri sportive pentru azi 2 septembrie este plasat la Superbet și avem două pariuri speciale și unul extrem de interesant la total goluri. Așadar, predicții din la Liga, dar și un meci de handbal din Liga Florilor, Liga Națională Feminină a României. Vorbim despre Real Madrid, Hetafe, Rapid București, Baia Mare și Betis vs. Rayo Valecano. Real Madrid și Hetafe se întâlnesc de la, de la ora 17.15. Dragia, pariori, realul sub uh, comanda lui Ancelotti nu face pasul la offside în mod organizat de partea cealaltă. Hetafe, uh, odată cu reîntoarcerea lui uh, Pedro Bordalas, va fi cu siguranță cea mai dură echipă. Din Spania și poate și din Europa, dar uh, un aspect foarte interesant este că utilizează ieșirea la offside în mod organizat. De aceea mă aștept ca Realul să atace, bineînțeles, mult mai mult și să fie surp echipa surprinsă mai des în poziție neregulamentară de joc, ceea ce ne -ar aduce nouă o cotă de 1,55. Uh, drept urmare, recomand ca punctul zilei acest uh, pronostic. Rapid București la feminin întâlnește pe Baia Mare o echipă împotriva care a, a scris de fiecare dată în ultimele 4 întâlniri de la cel puțin 31 de goluri în sus. Rapidul s-a încurcat în prima etapă, a fost învinsă de Corona Brașov cu 29-25 și nu cred că poate repeta două eșecuri la rând, mai ales pe teren propriu care cu, cu siguranță echipa va fi susținută de publicul rapidist. Drept urmare, merg pe un peste 29,5 goluri marcate de echipa giuleșteană la o cotă de 1,53. Și în fine am ajuns la Betis cu Raio Valecano. Betis pe bancă de atâția ani cu uh, Pellegrini face pasul la offside constant, organizat, iar Raio Valecano și-a schimbat antrenorul, are un nou antrenor acum pe bancă, a fost demis Iraola și a fost instalat Rodriguez. Ce am observat la Rodriguez este că nu utilizează ieșirea la offside cu apărarea sa, dar în schimb joacă foarte vertical și este foarte mult surprins în poziție neregulamentară de joc. De aceea mă aștept ca Raio să fie ori echipa cu mai multe offside-uri, ori cel puțin la egalitate cu Betis la o cotă de 1.38. Practic e un fel de X2 la offside-uri în dreptul lui Valecano. Dragi prieteni, ați văzut ne și biletul de ieri cu Rapid, toate pronosticurile de la Rapid Dinamo. Sper să înverzim și azi. Nu uitați de biletele cotă mare care încep azi, le găsiți tot așa pe canalul nostru de YouTube. Eu am fost Nicolae Vasile, pariați responsabil, pariați cu cap. Mă înclin!